1 iunie, de Ziua Internațională a Copiilor, în fiecare sector al capitalei vor fi organizate activități distractive și concerte. Anunțul a fost făcut de viceprimarul Angela Cutasevici. De asemenea, miercuri, intrarea la grădina zoologică și călătoria cu troleibuzul turistic pentru copiii care au până la 16 ani vor fi gratis. Sunt organizate deci activități care vizează atât copiii cât și maturii, cum ar fi aplicații decorative, masterclass-uri, confecționarea obiectelor, desen pe asfalt, program de muzică ușoară, dansuri populare și sportive, expoziții. Toate activitățile vor fi organizate cu implicarea direcțiilor de profil. În contextul în care au rămas zile numărate până la începerea sezonului estival, autoritățile municipale anunță că deja au fost pregătite și taberele de vară pentru copii. Pe lângă taberele de zi, în subordinea primăriei sunt și 3 cu sejur. Acolo, în această vară, urmează să se odihnească peste 6.000 de copii. De asemenea, 1.092 de copii rămași fără îngrijire părintească se vor odihni gratuit. Pentru a beneficia de odihna de vară în taberele constante, părinții vor depune cereri la instituția de învățământ unde copilul își face studiile. Prețul biletului de odihnă în taberele constante este de 3.200 pentru o perioadă de 10 zile și 3.840 pentru schimbul de 12 zile. Părinții vor achita 20% din costul foii. Pentru elevii școlilor cu profil sportiv din capitală, la fel sunt deschise 14 tabere de vară, doar că acestea își au activitatea în afara orașului. Avem organizate 14 tabere în afara orașului pentru copiii din instituțiile sportive. Astfel vom avea 1.291 copii care din instituțiile cu profil sportiv. Biletele au fost repartizate școlilor sportive pentru cantonamente și pregătiri în treceri sportive. În acest sens au fost alocată suma de 3.570 lei. În acest an, autoritățile municipale au deschis 13 tabere de zi. Un sejur de 15 zile, de la ora 8 până la 17, costă 2.250 de lei. Părinții achită 20% din suma. În total, în această vară, vor fi eliberate aproximativ 9.000 de bilete de odihnă. În acest sens, din bugetul primăriei au fost alocate peste 26 de milioane de lei. Actele necesare pentru a ajunge într-o tabără sunt, evident, biletul de odihnă, certificatul medical al copilului, certificatul de imunizare, actul de identitate al părintelui și al minorului. Pentru a beneficia de un sejur la tabără, părinții trebuie să scrie o cerere la instituția de învățământ frecventată.